Sunt într-o perioadă foarte, foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum. Eu și soțul meu ne-am separat de. Da, e un subiect foarte sensibil. E foarte greu. Și cred că și lui e la fel de greu cum e și mie. De fapt, știu sigur că e la fel de greu uite, o să zic niște chestii pe care nu le-am spus niciodată. În anul în care el a murit, noi nu mai eram practic împreună fizică, nu vreau să zic aici, dar se înțelege automat ce se întâmpla. Am fost într-o relație nu neapărat fericită, care s-a și terminat tragic, pentru că iubitul meu a murit. Am fost îniat cu anxietate, cu panici, cu o perioadă groaznică și am bă, eu nu vreau să fiu falsă, eu nu vreau să mint, eu nu vreau să mă ascund, asta sunt, asta mă cheamă. Am o relație, mi-o asum, uh, judecați-mă, dați cu pietre voi ăștia perfecții, asta sunt, judecați-mă. Tatii ne-a părăsit când aveam eu trei săptămâni, adică practic a plecat din viața ei și cumva în jurul meu, în copilărie, a fost doar mama și bunicii. El îmi zicea că vine să mă vadă. Și mă trezeam de dimineața, mă pregăteam, mă puneam gheozănelul în spate și l-așteptam în fața ușii cu orele, Jorge și nu venea niciodată. Nu venea niciodată. Ba mai mult îl sunam, îl căutam la locurile de muncă pe care le avea, că el nu avea o relație cu noi din asta să știm unde îl putem găsi sau să știm adresa sau să știm... Că atunci nu era cu mobil, cu celular. Și nu dădeam de el. Îi punea pe colegii lui să facă mișto de mine. Mai ții legătura cu Marius Moga? Nu. Sunt supărată pe Marius Moga. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorbarul Jorge. Sunt uh, cu o artistă în... Desăvârșit, așa, din toate punctele de vedere, pentru că, uh, a, nu știu, cântă foarte, foarte frumos și melodia ei este ascultată de toți oamenii, chiar dacă mulți n-ascultă stilul ăsta dar uh, toți la un moment dat uh, beau și se îmbată și petrec pe când am o zi grea, când am o zi dură. Bună, bine, bine, bine la vorba lui horhe. Bună, mă simt super fericită că m-ai invitat să știi că te urmăresc, vă urmăresc da. și sunt extrem de mândră că m-ați invitat. Noi nu vezi că m-am și bălbuit în prezentarea ta. Uh, e, sunt foarte fericit să te am aici. Mă bucur mult. E... eu știu, am văzut, am cunoaștem toți povestea ta dar și parcă dar tot îți vine să o mai, să mai auzi. Întreb, da, să mai auzi un pic, să mai... Ce Drăguț. Pentru că sunt lucruri pe care sigur, nu știu, poate dacă le-ai spus sau dacă le spui altfel sau poate îți mai aduce minte de ceva care... Știi că de la an la an, noi cu toții vedem lucrurile diferit față de cum au fost în trecut. Și uh, învățăm lecții noi, uh, evoluăm diferit și uh, de asta sunt foarte bucuros să fie aici la vorba la Jorge. Cu ce te servezi? Figa normală sau figa light? Mm, în mod normal, aș și preferat cu zahăr. Uh, dar o să da, beau da, light în mod normal, pentru că m-am îngrășat câteva kilograme puțin mai multe chiar da, aia îmi scria o, o fată pe Instagram acum câteva zile zice băi îmi place de tine foarte mult dar dintr-o dată parcă prea ai uh, făcut nu știu ce pare atât de uh, mare la față și eu îi zic draga mea țin să te anunț cu părere de rău că m-am îngrășat câteva kilograme și de aia uh, pentru că emoțional nu sunt cel mai bine din, din viața mea și avem uh, refulare în mâncare Grăsuțele mele știu despre ce este vorba. Hai, doamne, ajută! Să fie într-un ceas bun și să ai cel mai tare podcast din lume. Doamne, ajute, doamne ajută! E... Ia să vedem. Mm. Ce s-a întâmplat pe plan emoțional? De ce ai zis asta? De Ce Ce s-a întâmplat? Uh, nu o să zic foarte, foarte multe despre asta, că n-am vorbit nicăieri momentan. Uh, eu și soțul meu ne-am separat de... oh. Da, e un subiect foarte sensibil și nu vreau să începem așa plângând direct nu perioadă... m-am să știi, adică da. eu de ai fost atunci. Sunt într-o perioadă foarte, foarte grea a vieții mele, aș putea să spun cea mai grea a vieții mele de până acum, deși am avut multe chestii grele în viață. Treaba asta m-a cam dărâmat. Și cel mai tare m-a dărâmat faptul că relația noastră nu s-a destrămat dintr-un motiv anume, nu a existat niciun motiv. Pur și simplu, noi doi suntem atât de la fel încât ne respingem. Asta e tot ce pot să spun. Wow. Semănăm, semănăm foarte tare și uh, chestia asta cred că ne-a făcut rău. Și faptul că am și stat foarte mult timp împreună, pentru că noi ne-am petrecut practic din prima zi toată viața împreună. N-am fost nici măcar o zi separați. Și cumva și când ai aceeași persoană și la muncă și acasă, cred că asta dăunează relației. Și da, într-adevăr, emoțional sunt praf. Dar, oh, Doamne, îmi pare dar, rău să vă Dar dar eu cred că tot răul este spre bine și mă gândesc că Dumnezeu are un plan cu noi toți. Și atunci și totodată mai cred că dacă eu și Cătălin sau oricine în lumea asta suntem sau sunt suflete pereche, cu siguranță vor fi împreună. Așa că dacă e să fie, mă fi. Dacă nu. Am mai auzit asta cu suflete pereche, dar nu sunt împreună, știi? Da. Ei, lasă că poate are Dumnezeu un plan pentru fiecare dintre noi. Da, înțeleg că e foarte proaspătă și. E extrem de proaspătă nu vreau și, să da. Te răscolesc cu treaba da. asta, că ești foarte frumos machiată, nu mulțumesc. vreau. Mulțumesc, să -ți... <laughs> mulțumesc mult! Dar, da, știu prin ce treci, adică am trecut prin asta și știu cât de greu e și cât de dureros e. Nu pot decât să-ți urez să treci cu ușurință. Cât mai ușor. Mulțumesc, suflet, asta, am nevoie. E, e, e greu. Și exact. să treci, dacă e ceva ce face, pot să-ți spun acum, este că îți recomand să treci prin toate stările. Da, știu. Atunci când îți vine. Să nu te gândești că ești nu știu unde sau că ești să-ți înghiți lacrimile, oriunde ești, nu contează. Da, știu. Nu o băga să prești, pentru că te, va... te urmărește. Te urmărește, da, exact. Da, știu. Oricând, atunci când îți vine, ce-ți vine, Fă. Fă. Da. da. Pentru că da lucrurile nefăcute la timp vin din urmă, știi, și atunci e mai, e mai complicat. Și dăunează și ne urmăresc, de asta eu le spuneam tuturor celor care mă urmăreau pentru transformările mele spectaculoase, pentru că am slăbit de două ori în viața asta și sper să fie ultima dată, a doua oară când am slăbit, sper să nu mai ajung acolo, că tot ce facem ne creează niște traume pe care noi le cărăm cu noi. Le cărăm din copilărie. Pur și simplu le avem în spate. Și chestiile astea ne fac pe noi să, nu știu, stăm în relații care nu sunt bune pentru noi, să acceptăm diferite lucruri, să uh, luăm niște decizii care poate pe moment ni se par bune, dar de fapt ne afectează. E foarte important să fim vindecați. Și cred că toate chestiile au legătură cu copilăria. Și de asta zic că trebuie să ne căutăm un pic în interior, să vedem ce se întâmplă cu noi, de ce vrem să mâncăm la 12 noaptea 10 bucăți de pizza. Sau, știi, există niște. Niște chestii, niște lipsuri da. care vrem să 100%, 100%. le 100%. 100%. Într-adevăr, așa aș spune și psihologică, majoritatea vin din copilărie. Da. Și uh... Ce s-a întâmplat așa de puternic în copilăria ta de a ai vrut să te simți protejată? Da, ideea este următoare. Eu am fost crescută doar de mamă, tatii ne-a părăsit când aveam eu 3 săptămâni, adică practic a plecat din viața ei și cumva în jurul meu în copilărie a fost doar mama și bunicii, care m-au extra mega și cu dragoste. Și eu aveam ușor, o ușoară tendință spre îngrășare. Am fost un copil grăsuț și cumva treaba asta a fost alimentată și de dragostea mamei mele, care ea a încercat să fie și mamă și tată. Și n-a știut, săracă, atunci cum se face parenting -ul. Acum scursuri, nu-i da, dă-i brocoli, dă nu știu ce, nu-i da bă, ciocolată, dă -i... Ea, din cauza că mă iubea foarte mult, eu dacă plângeam și ziceam vreau două ciocolate, i-am dădea patru. Și automat eu am asociat treaba asta cu mâncarea cu dragostea. Adică în momentul în care sunt supărată că mă cer cu tine sau că nu-mi iese un proiect sau că o piesă e fail sau orice altceva, simt nevoia să mănânc, pentru că în momentul ăla eu am nevoie de dragoste și așa creierul meu asociază uh, confort zone, știi, zona de confort. Bă, sunt acasă, am avut o perioadă foarte grea uh, și cu siguranță, uite, le rog pe grăsuțe și și pe grăsuți să-mi lase un comentariu și să spună dacă e adevărat. Pentru că o să se regăsească foarte mulți în mâncatul ăsta compulsiv. Ulterior, după treaba cu tatăl, au fost și lipsuri, că n-am fost o familie, chiar am fost o familie nu aș să zic săracă, nu ne lipsea neapărat hrana sau, nu știu, îmbrăcămintea, dar am fost foarte modești. Adică mami, ca să mă ducă la muzică de la 4 ani până la 15 când am mers în toate festivalurile și știu cum era că trebuia să mergi în toate mamaile și toate festivalurile ea crescându-mă singură a făcut eforturi mari ca să-mi cumpere ținute pregătiri și așa mai departe deci și asta a fost tot un fel de traumă că îmi lipseau chestii și nu știu ce să mai zic, cred că treaba asta cu lipsa tatălui m-a făcut să fiu și fată și băiat în același corp știu că sună ciudat, dar mereu am simțit că trebuie să fac eu lucruri, că inclusiv că îmi zicea colega ta că îmi stă bine cu această culoare de păr. Este o culoare pe care mi-am făcut-o singură, de nebună, pentru că îmi place să fac singură chestii, nu că nu m-aș fi putut, am o grămadă de prieteni hersiliști, dar sunt nebună și îmi place să fac singură chestii și mi-a ieșit franchis. Trebuia să-mi iasă jaden, dar mi-a ieșit brunet. Acum ce să mai fac? Înțelegi? Ce mai pot să fac? Asta e ce mai pot să fac cu oameni bune acum după ce mi-a ieșit de așa să mă, să-mi tai venele, fac ce, o să se ducă și aia e. Deci. Ce drăguț, da. da. E, e, minunat când conștientizezi, știi, că ai de reparat chestii, între traumele care sunt în copilărie, pentru că sunt mulți oameni care nu acceptă, nu mulți, foarte mulți oameni care nu acceptă că ei ar avea traume și unul. Eu nu am nimic de rezolvat. Eu sunt perfect așa. Știu. Știi, dar vezi niște lucruri în viața lor și zici, da, da, așa e, n-ai nimic de rezolvat. Nu ai cum să-i convingi. Pentru că un om când... Știi, o glumă. Dacă un om e nebun, gen nu ai cum tu să-i spui că nu e. Sau da. el, tu să-i spui că e și el o să zică totdeauna că nu e. Adică e... Nu vezi când e vorba de tine de multe ori. Chiar nu vezi. Din afară, noi vedem chestiile foarte ușor dar când ești tu acolo, pe poate să fi să că 5 milioane de oameni, băi, frate, nu-i bine, vezi că e greu, e greșit, e prost. Tu, tu mergi tot așa, tu n-ai treabă, pentru că tu ești acolo. După ce se răcesc lucrurile, încep să zici, bă, s-ar putea să fie avut de toate Jorge că mi-a zis el atunci, pe 14 ianuarie, că vezi că nu ești bine, știi? Dar până nu le vezi, până nu te lovești de ele, nu prea... Da, și ține mură pe oamenii care ne zic de oh, au vrut să-mi facă rău. N-aș vrea să spun exact dacă că se, se pot afla și nu vreau să dau nume, să le dau satisfacție prietenilor mei care mi-au zis de multe ori multe chestii în viața asta. Nu neapărat uh, în dragoste sau în general, în carieră, în ceea ce fac eu. Și de câte ori mi-au zis, Jorge, vei greși, vei, nu va fi bine, nu știu ce. Și de câte ori? Milioane de ori. Nu, nu, nu știu eu, fac cum știu eu, e bine ca mine. Și după aia, la ceva timp, ți-am zis eu. Da, dar degeaba mi-ai zis atunci că nu te credeam. Acum s-au întrebat, dar e prea târziu. Ma, îmi doream din suflet să-mi zici că nu s-a întâmplat cum au zis ei. De mult s-a întâmplat, din păcate. Și cred, o chestie, că e foarte important dacă noi vedem la noi. Eu am, am încercat mereu să repar. Spre exemplu, dacă am mers la proiecte TV sau la emisiuni Unde m-am dus? Și m-am făcut de rahat, ca să zic așa uh, poate... Unde stai? Unde te-ai făcut de rahat? E cam peste tot unde mă duc <laughs> Unde? <sunt? laughs> În ce spre sens? Simplu, spre exemplu, la Bravo Style. Uh, eu sunt o fire foarte glumeață Și... Uh, am impresia greșită despre oamenii care nu mă cunosc, că ar trebui să-și dea seama de treaba asta. Dar oamenii care nu te cunosc, nu știu de fapt cum ești tu. Ei te văd prima oară și-și fac o primă impresie despre tine. Și cumva, ți-am dat exemplu Bravo este că a fost cam cel mai mare proiect TV în care am fost și uh, glumele mele au fost percepute total greșit pe ecran. În platou, lucrurile sunt foarte faine. Dar în momentul în care emisiunea se montează și de fapt. Uh, vezi de la televizor tu din fața, din fața ecranului de pe canapea, tu vezi cum se întâmplă chestiile, nu zineți să crezi că de fapt îl ești tu. Și am avut puterea după ce am urmărit uh, toate emisiunile cu mine și vedeam tot hate din comentarii în care toată lumea m -am interpretat greșit. Am avut puterea să iau emisiunile să le văd. Am zis, Bă, trebuie să văd ce vor oamenii ăștia de la mine, de ce îmi zic că sunt de nașpat, ce am făcut. Și am luat emisiunile. Și am văzut, mamă, ce am făcut aici, dar i-am zis, asta așa, de ce am făcut, asta așa. Și atunci am luat emisiunile, am zis, bă, s-ar putea că ei să aibă dreptate, adică am găsit un sâmbure de adevăr în ceea ce ziceau oamenii ăia. Bine, ok, nu ne luăm după toți care te jignesc și habar n -au. Și în marea finală trebuia să spunem toți uh, ultimele cuvinte cum ar veni, gen ne luam adio de la emisiune. Toate din emisiune au zis, a, trebuia să câștig eu, a, tu juriul ai fost nu știu ce, tu ai ținut cu aia. Bă, eu am uitat la ecran și zis, bă, oameni buni, bă, vă rog să mă iertați că am fost nașpa, că n-am fost nașpa, pentru mine emisiunea asta a fost o lecție, m-am redescoperit pe mine și vă mulțumesc din suflet pentru tot hate pe care mi l a dat, pentru că altfel, niciodată în viața mea eu nu aș fi descoperit uh, cât de mult greșeam sau ce am greșit eu în treburile astea. Și efectiv, după, după ce s-a dat emisiunea pe post, la vreo jumătate de oră eram încă în mașină, mi-a mi scris un e-mail un tip care tot mă hăituia pe mine pe internet, făcea articole cu mine, nu mă, mă plăcea omul și tot voia să-mi facă rău. Și mi-a și mi-a zis, bă, îmi place foarte mult de tine, te rog frumos să mă pentru că am făcut asta, am greșit când te-am judecat și îmi place de tine și bravo pentru atitudinea ta. Hm. Da. Totul serios. Cum se, se întoarce, dar vezi cum a trebuit să plece de la tine? Da. Faptul că tu ai vrut să descoperi că puteai să zici, o, hai mă, terminați-vă de aici. Nu înțelegeți voi, nu știți, papa, pa, la revedere. Deci nu, tu ai vrut să descoperi. Am vrut să descoper pentru că, de fapt, eu am avut o problemă de mică. Mi se părea că singură îmi dădeam foc la valiză. Deci fără să mă roage cineva, fără să mă întrebe cineva, eu singură mă băgam în niște situații, dar singură, mă, deci nu mă obliga nimeni. Eu te tâmpită, mă băgam în niște situații din care nu mai ieșam. Bă, dar asta Bă, da de ce, bă? bă da, sunt un om... Am calități, sunt un om bun, nu fac rău. De ce ajung eu în niște situații care mă defavorizează? Și atunci am hotărât să caut în mine motivul pentru care eu, din, nu știu, am trei defecte mari, cinci defecte, 10. de ce vreau să umbresc cu astea, poate mii de calități pe care le-aș putea avea? Și spui, asta e mă, așa să văd eu. De deci ce ăștia oamenii ăștia sunt stâmpiți, care îmi zic că sunt nebună? Ia să vedem ce e de căutat. Da, și... asta e foarte interesant. Da, dar să știi că e foarte greu. Asta spune foarte multe despre tine. E foarte greu, Jorge. Păi este normal să accepți să, accepti, ca, să că greșești. Că... Pentru că tu ai impresia că tu ești cel mai tare. Eu cel puțin, până la un moment dat, despre mine am zis, bă, sunt cea mai tare. Mai ales că am și cunoscut succesul destul de repede. Și în 2014 am lansat o piesă, What Can I Do? care a fost numărul 1 trei luni de zile la radio. Adică am făcut, nu știu, era ziua și milioane de vizualizări. Era un succes imens. Atunci nu exista trending-ul. Și după piesa asta mi s-a părut că, bă, orice o să fac, sunt tare, mă, n-am cum să nu am nu știu ce hit sau... Și n-a fost așa. Până la când am o zi grea, am mai dat vreo două, trei hituri mai micuțe, așa, dar m-am chinuit, să știi. Pentru că în perioada aia în care eu trebuia să am succes și în care trebuia să fac lucruri super tar, eu mi-am pierdut timpul crezând că pot să stau să mă distrez, că oricum o să am succes. Deci e greu când tu crezi că ești cel mai tare, de fapt să te gândești, bă, s-ar putea să nu fiu și hai să vedem de unde descoper de ce nu sunt cea mai tare și cum pot să devin cea mai tare. Ca asta e ideea. Să afli cum poți să devii cea mai tare. Da, e o introspecție acolo pe care trebuie să o ai da. neapărat. E periculoasă treaba, da. Treaba asta cu luatul mai minților, noroc, figa, da, sănătate, e mh, Se mai dureros, direct în suflet a intrat. Uh -huh. Îmi place Oana Radu pe care o descoper. Mă bucur mult. E, e, foarte, e foarte adevărat. Deci te-a luat, te luat și capul la un moment dat. Da de faimă. Da. Pentru că îți povesteam că am venit dintr-o familie foarte, foarte modestă. Și mă chinuiam mult pentru bănuții pe care îi făceam până la piesa asta. Mă chinuiam, aveam cântări la cluburi, tu știi bine. Cântam pe 50 de lei, pe 100 de lei. Bă, dar cântam cu atâta drag și cu atâta plăcere. Pentru că aminte că aveam un club în Caracal. Fetele din Caracal, dacă o să uite vreodată, Chiar vă rog să scrie un comentariu, pentru că acolo am cântat prima dată piesa What Can I Do? Și mă puneau să le vreo 50 de ori pe seară, înțelegi? Ei plecam din Craiova cu un chitarist și cu un cofată. era atât de frumos, când am pe puțin bani. Mă pe puțin bani. Să fiu sinceră, domnul chitara la mai mulți că era cum ar veni mai șmecher ca noi. Și nu ne dădea și nouă acolo când meritam, că eram la început, nu eram cunoscute, nu eram, deși fusesem la vocea României, dar se dusese cumva efectul de vocea României. Și plecam așa, plecam la șase, aveam 50 de lei. Le-a cum ar veni bă, din 50 de lei și mâncam și băgam bani și puneam motorină și aveam și de țigări și mi ajungeau și de cafea. Nu știu acum întorceam acasă cu 15 lei. Bă, dar eu eram pe scenă, mă. Pentru mine asta conta. Deci eu eram pe scenă, cântam, dansam, mă distram. Era, a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Vorbesc serios. Pentru că atunci am descoperit că pentru asta sunt făcută. Făceai de dragă. Da, deci eu mă duceam, eu și acum. Eu și acum. Da, trebuia să-mi fac o intervenție chirurgicală estetică în luna noiembrie și am hotărât ca în luna noiembrie să nu luăm deloc evenimente, că am zis, bă, să am timp, și așa am cântat 2 ani în continuu, să am timp să mă odihnesc, să nu știu ce. N-a mai putut doctorul să mă opereze și am rămas pe din afară. Și chiar le spuneam prietenilor mei bucă, bă frate, mă duc gratis, vă rog eu din suflet, duceți-mă la caritabile, că eu dacă nu cânt, eu mor. Duceți-mă la caritabile, fac, fac ce vreți voi, băgați-mă undeva, știi? Pentru că sunt, eu pentru asta trăiesc. Deci ce nu fac pentru bani. Ch chestia cu banii a venit, că-ți spuneam că am fost foarte modestă, pentru mine chestia cu banii a venit așa. Și automat te ia capul, Jorge, pentru că tu dacă vii de la 50 de lei, să ajungi să cânți pe, vorbesc în 2014, pe 1000 de euro, ceva de genul ăsta, aveam și 5 cântări pe zi, adică eu când veneam acasă cu bani, eu știam ce să fac cu ei și deci nu știam, mă, mă uitam la ei și nu știam ce să fac cu ei. De asta nici nu i-am agonisit atunci. sau au dus, uite, așa. Nu mă întreba pe ce, pe distracții, prieteni, vacanțe. Nu mă întreba dacă m-am ales cu ceva atunci. Am făcut mulți, mulți, mulți bani. Nu m-am ales cu nimic, dar a, așa era mintea atunci. Nu știu dacă tu la 20 de ani ai agonisit ceva, eu nu. Nu, no, s-a dus tot. Deci nu am agonisit nimic pe mine dacă mă întreb. Și ba mai mult, după ce s-a dus perioada asta de succes, am ajuns datoare vândută. De Cum că... adică ai ajuns și în datorii? Pentru că după ce s-a dus perioada asta de succes, eu nu mai aveam cântări, nu mai făceam nimic, mă reîngrășasem. Prima dată eu am slăbit, așa s-a și lansat cumva toată povestea asta cu piesa, prima mea piesă, că am anunțat că am slăbit 50 de kilograme. Am lansat piesa, a bubuit piesa, au început concerte, cântări, nu știu ce, ulterior am mai făcut câteva piese, au funcționat. Eu între timp am început să mă îngraș. De ce? Pentru că eu când am ținut prima dietă, să zic așa, cu care am slăbit astea 50 de kg, mi-am creat foarte multe frustrări. Eu n-am știut că poți să mănânci toată pe săptămână ce vrei, n-am știut că trebuie să faci sport, n-am știut că poți să fii un, un, pic permisiv. Eu am fost super strictă de disperare să slăbesc odată. Și toate chestiile astea mi-au creat mie frustrări. Și când a început să vină stresul cu cântările, când a început să vină stresul cu YouTube-ul, când a început să vină stresul, bă, trebuie să investești bani, trebuie să faci videoclipuri. Că, by the way, uh, pentru cei care ne urmăresc, în momentul de față, uh, eu sunt singurul om care gen investește în mine. Eu și colegul meu, Dodi, noi avem un studio împreună și, frate, noi facem totul acasă. Noi ne facem piesele, noi ne facem videoclipurile, noi ne ocupăm de ținute, adică eu, Dodi, că tu nu faci asta niciodată. Eu îmi fac singură machiajul, părul, eventual mai și fac, leg niște campanii ca să avem o plasare de produs, ca să ne fie și nouă mai ușor la buget. Că de ce să ne ascundem după? De ce nu-s toate roz și nu facem toți milioane de euro? Și am început să mă îngraș, Lucrurile au luat-o în jos, n-am mai uh, avut atunci în perioada aia atât de mult succes și la un moment dat nu mai aveam bani. Mă mutasem deja în București uh, și a fost greu, a fost foarte greu pentru mine. De ce am vorbim aici? 2019, 2000, nu, perioada 2017-2019. Au a fost doi ani grei. Doi ani în care eu mă reîngrașasem, uh, doi ani în care am fost într-o relație nu neapărat fericită, care s-a și terminat tragic pentru că iubitul meu a murit și a fost iarăși încă o presiune și o perioadă foarte grea pentru mine pentru că, nu știu, e greu când ești lovit în toate părțile, e foarte greu. Când iubitul tău a murit, multe, multe persoane te-au judecat că ai sărit dintr-o barcă în alta. Da, da, da Te-ai combinat da. imediat cu antrenorul. Da, da. Și că toți te judecau că tu de fapt erai cu el și că după aia ați ajuns împreună. Și... Da, uite, o să zic niște chestii pe care nu le-am spus niciodată. În anul în care el a murit, noi nu mai eram practic împreună fizică, nu vreau să zic aici, dar se înțelege automat ce se întâmpla. Locuiam în aceeași casă, dar nu eram Practic, ca și doi iubiți. Nu pot să zic că nu aveam sentimente pentru el, că de asta stăteam acolo, dar relația noastră nu era una fericită. Și nu vreau să vorbesc mai mult că și așa am dus la o emisiune unde m-a tras prezentatorul de limbă și am zis chestii nașpa pe care le regret din suflet, pentru că omul ăla e mort și nu se poate apăra. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că atunci când e foarte multă presiune pe tine, că era presiunea pe mine atunci cât casa. Mă presau oamenii din jurul meu, mă presau oamenii în online, mă sunau ziare, trăisem o traumă, nimeni nu, nu, se gândea la cum mă simt eu de fapt. Și, toți voiau ceva de la tine voiau ca ceva să de la mine, că eu vinovată că se întâmplase așa ceva, a fost un accident tragic, oribil, nu, nu a fost nimeni vinovat, adică nu, nu... nu știu, nu știu să spun, dar eu am trăit un coșmar Eram într-o stare de șoc. Poate că și multe dintre chestiile pe care le-am făcut sau spus atunci au legătură cu faptul că. Mă mai aud? Da, da. Cu faptul că. Uh, eram într-o stare de șoc. Eram. Era ceva. Eu, când am fost la mormântarea lui, toți se gândeau, Domnul asta de ce nu plânge, nu jelește, nu e în coșciuc peste el. Pentru că eu, sau cel puțin, oamenii trebuie să înțeleagă că suferim diferit. Nu trebuie toți să plângem cu lacrimi de crocodil și să urlăm. Pur și simplu, într-un moment de șoc, tu poți să fii, poți să fii împietrit și să n-ai nicio reacție. Eu efectiv stăteam fără nicio reacție. Eu nu, nu clipeam. Deci dacă tu pe mine veneai și mă întrebai, bă, unde ești tu acum? Eu nu știam să spun. Nu știam. Dar bar, n-aveam ce se întâmplă. Și când a apărut Cătălin în viața mea, a fost atunci, în momentul ăla, a fost pot zic, primul meu moment din viață când chiar am fost fericită. Mi s-a apărut că cineva mă, mă iubește, mă apreciază, vrea să mă salveze din, din iad, pentru că am fost în iad cu anxietate, cu panici, cu o perioadă groaznică și zis, bă, eu nu vreau să fiu falsă, eu nu vreau să mint, eu nu vreau să mă ascund, asta sunt, asta mă cheamă, am o relație, mi-o asum, uh, judecați-mă, dați cu pietre voi ăștia perfecții, asta sunt, judecați-mă. Am Dorit să fiu fericită și mi s-a părut că am și eu dreptul la fericire. Atât. Dacă am greșit, că am greșit, poate că plătesc, poate că voi plăti pentru greșelile mele, dar important este că am făcut ce am simțit. Și nu regret absolut deloc nimic din tot ce am făcut în viața asta. Da, ai spus-o foarte frumos, că dacă am greșit, oricum o să plătesc și oricum plătim toți atunci când, când greșim. Da. Și de multe ori, să știți, când... Când se întorc chestii în viața noastră, nu știu, ești într-o perioadă în care ți se întâmplă totul foarte bine. E clar că ai făcut ceva bine. De asemenea, când ți se întâmplă chestii foarte rele în viață și zici, bă, dar ce am atâta ghinion luna asta, că e clar că tu cândva, poate și fără să vrei, ai greșit față de cineva și chestia asta se întoarce către tine. Important este să accepti, să nu pui întrebări și să încerci să treci cât mai repede și cât mai ușor posibil peste perioadele astea, nașp. atât. n ce să faci cel ceva. Da, există o metodă pe care am descoperit-o recent uh, cu persoanele care au anxietate și uh, stres și tot felul de gânduri. Uh, o ancoră care și un cărlic de salvare care uh, e o întrebare pe care să-ți o pui. Uh, cum ar fi dacă? Uh, și încep să spui lucruri pozitive despre viața ta. Atunci când te simți foarte rău, și știu că e greu că și eu am fost acolo, uh, nu-ți vine. Nu, înainte șansă că Tu așa. ai gândurile alea, oribile, Or, oribile, că, oribile, da, oribile, da. e ceva îngrozitor. Da, da. Nu-ți vine. Dar cu cineva lângă tine care e prezent și te ajută, prezent să aibă spirit de uh, salvator în momentul ăla, da, 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 da. să, să înceapă să spun întrebarea. Uh, cum ar fi dacă viața ta ar fi așa? Cum ar fi dacă? Și trebuie să spui întrebarea asta de 100 de ori, de 200 de ori pe zi. Cum ar fi dacă? Și în momentul ăla începi să, să, să ieși un pic, un pic de da. Pat, da. da. Bine, că momentele de atac, de panică și cred că oamenii care au trecut prin asta știu păi simți că mori. Da. Deci putea să vină lângă mine Dumnezeu să-mi spună, fetiță, ești nebună, nu mori. Eu simțeam că mor. Deci eu cred că eram la urgență, nu de exagerez, dar de patru pe săptămână, da. Plus că tensiometru nu lipsea din, din mașină. Nu știu dacă tu ai avut chestia asta să-ți să verifici tensiunea. Da, dar nu să merg cu el în mașină, adică nu. Eram în mașină. Da, da. Și mă duceam spre concerte și mă opream în benzinărie și primul lucru și mă dădeam jos, la toaletă sau ceva. Se lua tensiunea și apoi după aia se făcea ceva. Doamne! Deci există și mai rău. Eu am avut doar două episoade puternice. În rest, eu nici nu credeam că există atac de panică. Și râdeam de un prieten de al meu care termină cu atac de panică, ai prea mult timp liber. Da, da, da. A... te atac de panică ce asta? Până când mi s-a întâmplat. Și nu-mi venea să cred că eram la volan. Știi? Și mă gândeam, zic, bă, dacă eram, bine că eram singur în mașină. Da, 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 da. Și pur și simplu simțeam că nu mai pot să respir, aveam, am chemat salvarea, aveam tensiunea 20, nu știu Normal, pentru că îți era... bate inima tare, se găsește da. adrenalină, e normal. dar... Da, oribil, nu, am zis că nu mai vreau să mai... Dar momentele azi. alea nu, nu realizezi. Da, chiar nu. Putea să vină lângă mine și să mă fată din capul tău, n-ai nimic. Nu. nu poți, nu poți, nu-ți dai seama, e greu. Da, ar spune cineva că avem prea mult timp liber să ne gândim la ele, dar nu e așa. Culmea că pe mine mă loveau când aveam foarte puțin timp liber. Deci pe mine mă loveau când eram foarte ocupată, când făceam chestii, atunci veneau, frate, atunci veneau. Aole. Să știi că am întrebările lui Jorge pentru tine. Nu-mi frică. Uh, da, ce să zic, e... Sunt pregătită, Jorge. Mergim. Nu sunt, nu sunt, uh, nu sunt dure, să știi, adică Bine. nu sunt... Uite, că tot Număru, vorbeam. Numărul 1. Numărul 1. Da, întrebările lui Jorge răspuns cu da sau nu prima oară și după aia... Și după aia... Vorbim, uh, da? da, să te uiți la, la camera. Da, leu, da. Întrebările lui Jorge cu Oana Radu. Crezi că primim ce merităm? Ai, e greu. Da sau nu dezvoltăm? Păi nu, că aș zice că nu tot timpul. Ok... Ai părăsit pe cineva care nu merita? Nu. Te consider norocoasă? Da. Ai găsit iubirea vieții tale? Nu știu. O să aflu când mor. Mamă, cum a fost asta? Păi da, la final aflăm, nu? Tu, de fapt, toată viața trăiești sperând că ți-ai găsit jumătatea. Și tu, la final, o să-ți dai seama care, de fapt, a fost marea ta iubire. Trebuie să știi acum poți să știi când se termină. Când te duci tu așa frumos spre ultima lumină, așa în tunelul ăla, și te duci la Sfântul Petru, bă, mă bagi ori acolo, ori acolo, adică ori la cald, ori la bine, te gândești, bă, pășina, bă, Oana, da, ea a fost. Așa cred, așa cred, n-am de unde să știu, așa cred. Da, înseamnă că n-ai găsit încă. <laughs> Oare tu ți-ai găsit mare iubire? Uh, da. Deci ești sigur că ți-ai găsit iubirea vieții da, tale? Da, da. Super. Da, și de aia cum cred că Cum dai există. seama că este cineva mai vieții tale? Atunci când ai o viziune puternică și îți dai seama că ai mai fost cu persoana aia odată. Serios? Da. Super tare. Da, se poate. Mă bucur. Și când am visat ambii copii, când s-au născut înainte. Cum adică înainte? Înainte să se nască. Eu pe fata mea am visat înainte, cu mult timp să se nască. Am visat o fetiță cu ochi verzi, perfect cum seamănă fii mea. Uh -huh. Și pe David l-am visat chiar imediat după ce soția mea a, a rămas însărcinată și ea nu știa că e însărcinată și am în trăit și am mi-a zis și însărcinată. O să avem un băiețel, o să-l cheme David. Nu pot să crede așa ceva. De-aia zic că există. Wow, ce da. tare. Mi-a e o chestie foarte, foarte tare. Da, o să, o să vezi, o să simți. Bun, atunci. Um, Ți-a zis cineva că nu ai voce? Da, mulți. Te gândești... Vreodată că e... Acum chiar nu am voce în perioada asta. Deci acum a Ești un pic, dar da, nu contează. Da. Da. Acum sună voce mai bine, știi cum e. Te gândești vreodată că e posibil să nu le placă oamenilor concertul tău? Mereu. Da. Ai făcut un milion de euro până acum? Da. Mai ții legătura cu Marius Moga? Nu. Astea sunt întrebările nu. Orice. Sunt supărat de pe Marius Moga. Ai mă, de ce spui asta? Pentru că după vocea României, Bine, eu glumă că sunt supărată să nu se întâmple. Ai... După, după, vocea României, eu mă așteptam să se întâmple ceva cu cariera mea. Adică așa am crezut. Cred că, de fapt, toți copiii care participam acolo speram, poate nu vedea și pe noi cineva și ne bagă în seamă mai mult mai târziu. Nu s-a întâmplat așa. Poate a fost și vina mea, n-am fost poate suficient de insistentă sau poate n-am fost suficient de, nu știu, muncitoare atunci. Poate am o satisfacție așa mare. Că toți ăștia care au câștigat sunt mai recunoscut ca mine. Și eu n-am câștigat și sunt fericită pentru asta. <laughs> Ai fost cu somară ca nu exact așa. Dar chiar te bucură, adică. Nu mai era o glumă. <laughs> Normal. Că n-am câștigat și sunt supărată că n-am câștigat. De ce n-ați votat oameni buni? Da, dar câștiga multe altele. Asta zic că e foarte important să știi să pierzi. Că de multe ori, ca să fii câștigător, nu trebuie neapărat să câștigi poate că câștigi că, da, câștigi și... Și că ai fost acolo. Că ai fost acolo, experiența, oamenii pe care îi cunoști, faptul că te văd alți oameni, adică trebuie să iei, pă, din tot, ceva bun. E foarte important să știi în viață să găsești partea plină. Eu știu că atunci când suntem la pământ, nu reușim sau nu o să reușim niciodată să vedem partea plină. Adică dacă ești într-o suferință, nu o să zici, bă, da, uite, partea bună e că nu știu ce. Nu, dar să încercăm măcar să puțin acolo. Puțin da, acolo. Te, simți, te simt că nu ești, nu, sau poate ai fost, dar nu mai ești sigur genul de persoană care să rămână încrângenată sau supărată de ceva ce s-a întâmplat. Nu. Și am iertat, am iertat foarte multe în viața asta și am, am, iertat și chestii pe care le putea ierta și chestii pe care nu le putea ierta. Cum ar fi? Nu știu, am iertat comportamentul nașpa al oameni față de mine, care poate nu ar fi putut ierta, nu ar fi putut ierta, ar fi putut să fie iertat de alții, sau poate... Ideea este așa, Jorge, că fac o paranteză și mă uit foarte bine în cameră. Oamenii trebuie să înțeleagă că ceea ce tolerezi acum și ceea ce trăiești acum vei trăi toată viața. Oamenii nu se schimbă. Nici noi nu cred că ne putem schimba nici dacă ne-am dori. Noi așa suntem. Venim aici ca să învățăm o lecție. Și e foarte important să știi că tot ceea ce tu tolerezi acum, ai avea că era forever. Și, nu dacă contează nu nu, dacă nu schimbi. Și nu contează că e greu. E foarte important să faci ce e bine, chiar dacă doare ca dracu. Crede-mă, e cel mai important lucru. Să te gândești. La binele tău. Pentru că nu o face nimeni dacă nu o faci tu. Eu știu, e frumos să ne gândim, bă, și ăla e om, și suferă, și nu știu ce. Păi important, că dacă tu nu ești bine cu tine, nu o să fii în nicio relație din viața ta bine, nici cu mama, nici cu sora, nici cu iubitul, nici cu amantul, nici cu verișorul. Dacă tu nu ești bine cu tine, tu n-ai cum să fii bine cu ceilalți. Dacă nu ești fericit, n-ai cum să oferi fericire și vei fi într-o relație care mereu va avea probleme și vei fi te vei aștepta ca uh, celălalt să îți uh, facă ție, nu știu, viața fericită. Nu e obligat celălalt să-ți facă viața fericită. Tu trebuie să te fericești pe tine. Și ca să faci asta, trebuie să fii bine cu tine. Așa. Părerea mea. De, de... Părerea mea. Ai <laughs> zis că nu neapărat primim ce merităm da, și o să spun de ce uneori, primii ce la modul că, nu știu, eu nu-ți dau ție prioritate și sunt răutăcioasă în trafic când tu nu te las să uh, te bagi în fața mea și poate după aia lovești o puțin mașina în parcare, înțelegi? adică aici zici, bă, uite, karma uh, mi-a dat, sau nu știu, sunt într-o relație și sunt infidel după aia următoare relație, cumva și iubitul meu o să fie infidel cu mine îți dau un exemplu atunci da, pot să zic, da, uite mă, am primit ce merit dar de multe ori noi ajungem să fim tratați sau să, nu știu, trăim ceva în relațiile noastre interumane pe care, chestii pe care nu le merităm. Adică sunt sigură de chestia asta. Nu știu, dau un exemplu. Tu ești foarte drăguț cu soția ta, ipotetic vorbind, nu soția ta, dar ești foarte drăguț cu iubita ta și ea te tratează cu indiferență sau nu e atentă cu tine, nu e tandră și tu dai tot pe tavă. Atunci, da, consider că nu primești ceea ce meriți. Când tu faci tot și nu primești. Ai înțeles, nu ce am luat? Da, am înțeles. E explici foarte frumos, n-ai cum să nu înțelegi. Adică... <laughs> da, ai zis că ai făcut un milion de euro până acum. Da. Bine, nu te aștepta azi mai am. Tu mă întrebi până acum, adică de când am început eu să fac da, bani. Da da. Da, da. da, da, Și peste. Și peste. Da. Bravo. Și acum ai început să strângi. Am început să strâng, semi-strâng, uh, pentru că îmi și, îmi și plac anumite lucruri uh, dar fetele mă înțeleg, Bună. Uh, pentru că atunci când ai fost sărac, bă, ăștia care am fost săraci, mă înțeleg. Ăștia care v-ați născut bogați, nu o să mă înțelegeți niciodată, că voi ați avut de când erați mici. Mă, când tu te naști sărac. Și tu n -ai. Și vezi și tu, și pe la ăla, și pe la ăla, că ai are o geantă, că ai are un pantof, că ai are un inel, că ăla are o brățară. Îți dorești. Vrei și tu. Și când faci, vrei și de aia, vrei și de aia, ții și, de aia ții și de aia, și de ea. Și după aia zici, bă, uite, n-am strâns nimic. Luna asta, iar am cheltuit mai mult decât am făcut. Dar e foarte important să ai echilibru. De fapt, în orice faci e important să ai echilibru. Bă, am făcut uh, 10 milioane luna asta, -i și o 5, 5-i pun departe. Sau știi? Mă gândesc. Nu fac asta, nu fac asta, deci o spun la. Sunt la, la 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 da, da, am vrut să zic. Asta. Dar, oameni buni, încercați să aveți un echilibru, că dacă veți avea un echilibru, reușiți. Am foarte multe întrebări pentru tine, de dar rău. nici nu știu cum să, să le iau pe rând, da, am, așa. Um, ai fost părăsită până acum? Mă, n-am avut foarte multe relații, să știi. Toată viața mea am avut trei relații. Uh, sau patru. Patru relații. Că prima n a fost prea multă relație, dar în fine. Cred că da, cred că, cred că în prima mea relație am fost părăsită. Da. Ok. Da, e o poveste pe care nu -o, o pot povesti, dar uh, e ceva amuzant. De ce? Păi dacă e amuzant... Păi nu vreau să fac vedetă persoana. Păi nu-i spui. Nu, mă, nu. A, a fost părăsită cei drept. Atât, da. A fost părăsită. <laughs> a fost. Atât, da. Da, cred că a regretat după aia. A, uh, să știi că nu te-am uh, nu ți-am povestit de faptul că noi ne aflăm acum la uh, birourile Vladila. Este o companie a prietenilor mei care fac tapet personalizat și mobilier personalizat nu acum. Știu, îi cunosc. Sunt uh, internațional. Au fost și la vorba lui Jorge invitați. Am vorbit cu uh, Dragoș și, uh, și Oana și... Uh, Țin mereu să spun despre faptul că sunt oameni buni și că fac o treabă minunată, și noi avem acasă tapet de la ei și sunt foarte. Sunt trece. foarte celebri și i-am văzut peste tot pe, pe online și mă bucur tare mult și abia aștept să, să colaborez cu ei, cine știe când da. o să am nevoie. Normal, poți să apela cu drag. Am o întrebare de la Figa. Aulă. Da. Um, și să bea puțin să înainte. Ca ca să da, zic da, zic, da, vezi tu dacă te încadrezi. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Ăsta light. Păi nici n-am apucat să, pun, să zic variantele. E perfect, bravo. Ai ce primesc? Perfect. Ce primesc? O astea, astea două light. Da. A, a astea... una mai e. Una, okay. două. Ba da, uite. A? Mai avem un frigider Hai. acolo dacă... A, păi, Jorge. Poți așa. să punem la... Ai poșeta încăpătoare sau... Da, 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 da. Da, e bine. Da. mașina aproape. Băgăm tot, tot. Bă, trebuie să iei tot. Pe unde te duci? Ascultați-mă. Pe unde te duci? Colegul meu de la saxofon spune așa, dați-ne tot. Ne mai treabă ăștia pe la cântări. Vă dăm prăjituri, vă dăm sucuri, vă dăm tricouri, vă dăm șepci, tot. Tot e bine să aduni, nu știi că ai nevoie de ele. Dați-ne tot ce aveți. Avem figa, o iau. Fii mea, mi-am adus aminte acum că ai zis de o chestie pe care n-am povestit-o niciodată. Um, unchiul mamei mele, noi spunem papu, nu mai trăiește Dumnezeu să-l odihnească, dar când pleca în vizite, uh, întreba pe ce o ai luat? ce, nu, nu știam ce e aia pe PPC-ul, știi? Dar mereu era vorba între ei, ei doi, știi, da. în cuplu. PPC-ul ai luat? Da, 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 am luat, am luat. Și zic, bă, ce PPC-ul așa? Ani de zile, PPC-ul, care e ppc -ul? Și zic, mă, papu, ce e la PPC-ul? Sacoșa. Păi e ce sacoșa? Poate pică ceva. Foarte bine când a papu. <laughs> papu! Foarte bine <laughs> când a <dea> papu! <laughs> Și acum am să aminte că ai zis tu uitat în complet de asta, deci fii atent. PPC-ul. Și avea punga mereu în sacou pus aici frumos. PPC-ul. Poate pică ceva. Cântam la anunții în Craiova, la începuturile mele de cântăreață la anunți. Și... Bă, mami cu mama mai mă așteptau până târziu, de cine nu se culcau? și dacă veneam la 5 dimineața, ele se deau treze, cu mâna pe telefon, ce faci, mamă, gândește-te că aveam 120 de kg și lor era frică că cineva poate să mă violeze sau să mă fure, înțelegi? Adică eram cât casa, să zic sincer. Și săracele, fiind puiul lor așa cum eram eu ușor de urangutan, îți dai seama că ele mă, mă întrebau, mamă, cineva, ți-a făcut ceva? Erau stresate, în fine. Și cum ele mă așteptau, așa îmi spuneau, fii atentă. Unde te duci tu la anunți? Tu dacă vii fără tort sau prăjituri. Tu nu știu ce să fac. Și acum, în fiecare seară, de la fiecare domne, dacă se poate, am și o mamă și o bunică, sunt săraci, suntem vai, adică, a fi să și nouă nici, niște tort. Bă, și n-am să uit într-o seară, erau tot ceva, erau bogați, mirii. Și tot așa la ospătar, textul am, mama și bunica mea sunt bolnave, sunt acasă, sunt amărâte, sunt, va... trăim rău de tot. Dacă se poate puțin, băi, nu te exagerez, jumătate de tort mi l-au pus acasă. Deci pe unde mă duceam? Tort, pentru mama și bunica. Mai mâncam și eu că era. Dar ziceam, gen, erau acoperire acum. Aveai scuză, da. vei. Deci pe unde te duci, e bine să iei câte ceva. De unde știi că mâine am nevoie de o figă. În mașina, uite, vezi, poate... Oameni, dacă dacă cum să refuză și așa ceva? Și iau cu zahăr, uite așa. <laughs> dacă o vedeți pe Oana Radu e... în trafic, dați-i ceva de mâncare. Dacă mă vedeți în trafic, vă rog mult să mă ocoliți. Pentru că... <laughs> Vă zic sincer de ce să vă mint, în timpul mersului eu fac multe chestii în afară de condus. Mă fardez, mănânc, fac contracte, vorbesc la telefon, să mă iertați că vă recunosc. Fac numai prostii. Deci vă rog eu din suflet, vedeți mașina mea, fugiți cât puteți, ca să nu ne întâlnim pe la asigurări. Da, asta e un, un îndemn foarte bun. Da. Că tot am vorbit, de figa, să știi că figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. nu conține coloranți și nici conservanți. Da. Și așa e faină, ea fără coloranți și conservanți? Asta e cea light. Să știi că eu când am băut prima oară figa, vorbesc de... Cred că era chiar perioada când începeam să merg la cântări. Era văzută ca ceva foarte, foarte luxos. Adică nu toată lumea își permitea. Nu știu cât costa atunci, am mi se părea scumpă. Și gen, era super bună. Toată lumea zice, bă, beau șampanie cu figa. Era ceva... wow! Deci mă, sunt mândră că sunt aici invitată. n Ai văzut? Da, da. Uh, am o rubrică oh, în podcast care se numește La nebine sau la greu. Okay. Va trebui să alegi dintre două variante aia mai puțin grea care ti se no. pare Da? Avem așa la nebine sau la greu cu Ana Radu. <laughs> A rămas de la Vocea României, da, nu? Da, da, cu da, da. votați votație da, nu? Da, da. <laughs> Tot am vorbit mai devreme că... Ah, doamne, parcă o să văd și peste 20 de ani. E nu mai are de mult de cu Vocea României. votați um, să plângi pe scenă sau să plângi de foame? Plâng Cea, adică te plâng pe scenă? Ce a de plâng pe scenă ca proasta? Doamne, da, pe scenă nicio treabă, e ceva ușor. Da. Dacă când o piesă și să văd pe cineva în public, doamne, mai văd bătrâni sau oameni cu probleme sau mai văd oameni beți. Stai să-ți explic, de multe ori când vezi oameni beți, ăia săraci, ei în lumea lor sunt fericiți și se exteriorizează foarte tare la modul că dau din mâini și mai rovesc oameni fără să vrea. Bă, și când văd jandarmii că vin și saltă de acolo și ei se luptă, băi eu plâng opresc cântarea, le zic, bă, vă rog eu din suflet, lăsați-l că nu face nimic sau știi? Deci să plâng pe scenă, că e ceva la ordinea zilei. Să mergi doar cu bicicleta zi de zi sau să te trezești în altă țară fără să știi limba? Doamne, să spun ceva. Treaba cu bicicleta e o chestie șmecheră pentru că cele mai șmechere picioare vreodată le faci dacă faci biclă multă. Adică dezvoltă cel mai rapid masa musculară la picioare. Dar dacă ne mergi vântul din față, cum am nemerit o dată la țară, Jorge, plângi de mori. Deci, aleg varianta să mă trezesc în altă țară, în fiecare zi, să nu știu limba. Sora ta, într-o lună, face legea. Deci, nu, n-am ce treabă. Prin semne! He, ceva! Nu, fără probleme. Votați! Votați-mă! Vota da, asta cu bicicleta, cu vântul din față, e și Foarte ale, grea! Te taie instant, deci, mai ales când tu tu ești. Tu să mergi în fiecare zi pe bicicletă, dar nu știi dacă ai deal. Dacă ai, dacă ai. Nu știi că ai vale dacă ai deal, ce faci? La deal ce faci, Jorge, dacă trebuie să mergi fiecare zi deal, 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 deal? al, de -al, de -al, de -al. Oh, e greu. Doamne, e da. Să te trezească iubitul și să te strige pe alt nume din greșeală? Hai că da. Sau să adormă în timp ce faceți dragostea? Varianta a doua. Asta e grea. Sau adormă când facem dragoste. Mai ales dacă ești cu burta plină, <laughs> dacă ai mâncat și îți dai seama că nu mai ai chef. Când ai mâncat și ah. ai burta plină, să adormă. Cum să mă strige cu al nume ori? Păi secunda a doua ar fi out. N-ar exista. Și dacă mi-ar spune, așa o cheamă pe mama, se vin cu mama și de aia ți-am zis așa. Că ești ca mama de frumoasă, că nu știu, că ești super. Nu există așa ceva. Direct. Direct o zi bună. O zi grea. Da. direct o zi grea pentru el. O zi grea, o zi dură. Ah. Alta grea. Să te îngrași 20 de kilograme? Da. Sau să mergi doar pe jos, prin oraș? Să merg doar pe jos, prin oraș, că îmi place foarte mult să merg pe jos. N-ar fi nicio problemă să mă îngrași 20 de kilograme, pentru că aș ști ce trebuie să fac. Ai mai făcut-o de două ori? Da. Și a doua oară câte kilograme ai spus? Uh, 40. Wow. Da, deci să merg pe jos, prin oraș. Dar tu... Cu dietă. ai slăbit da. și a doua oară? Și prima și a doua oară, da. N-ai avut fel. nicio intervenție? De... Niciun de... fel de intervenție chirurgicală. Oamenii asta cred. Și e un subiect de care m-am săturat. Că am zis că ideea este așa. Oamenii nu înțeleg un lucru. Că stomacul este un mușchi care se mărește. Dacă ai că l-ai tăiat, te îngrași la loc. Dar aș fi fost nebună să-mi tai stomacul de două ori. Plus că vreau din suflet. Dacă există cineva care se uită acum la noi și care m-a văzut în viața asta vreodată personal și a mâncat alături de mine, vreau să spună, vă rog din suflet în comentarii cât de mult pot să mănânc eu. Inclusiv prietena mea cea mai bună, care mă cunoaște de când aveam patru ani, cunoaște de 30 de ani aproape, e șocată de câte ori ne întâlnim de cât de mult pot să mănânc. Deci un om care are stomacul tăiat, abia două înghițituri. Da. Deci vă rog din suflet, dacă am mâncat lângă voi, vă dau acordul meu să scrieți cât de mult mănânc. mănânc. Să vă filmați. Da. Filmați-mă. Că mănânc foarte mult. Că îmi place să mănânc. Hai de. Ce să facem? bă, să nu bei, să nu faci prostii, să nu fă, bă, dar măcar mâncarea, mă. Ok, cu limită, dar fiecare avem un viciu, nu? Dar alte intervenții? Da, am. Te referi estetice? Da. Da. În 2015, după ce am slăbit prima oară, a fost necesar să îmi fac o intervenție asupra sânilor și asupra braților, pentru că pielea târna și nu avea ce să faci. După care mi-am mai făcut anul trecut, în 2000, Anul ăsta am făcut, ce întâmpină sunt în februarie, mi-am făcut o abdominoplastie 360 de grade, un pic mai grea, adică, practic, m-am tăiat de jur împrejur și a fost un fel de lower body lift da. și era necesar. Adică, după ce slăbești atât de multe kilograme, nu prea poți. Asta ca și operații estetice. În rest, dacă mă întreb de botox, acid hialuronic, nu știu ce chestii, le fac. Pentru că, bă, vă zic o treabă, trebuie să trăim fără complexe. Dacă pe mine mă complexează ceva și nu, ți arăt că înainte aveam niște buze, nu le vedeai. Mă dădeam cu creion așa până la nas. Eram, zici că eram clown. Și am zis, că eu când o să am bani, o să mi fac tot ce mi se pare mie la mine urât. Așa că important este să simți tu bine în pielea ta. Nu promovezi chestia asta, adică nu, nu, nu abordezi o atitudine de hai operați-vă, puneți-vă toate, faceți-vă, scoateți-vă, nu. Îți-ai pus pomeni sau ai făcut nu. ceva? Nu nu nu, a nu, nu, nu. Am făcut o intervenție recent de asta, stau cu părul față, că e o chestie pur și simplu pentru... Cu niște fire, îți pun niște fire în jurul lor, se creează colagen și atât, nu-ți schimbă deloc trăsăturile. Dacă se poartă pomeții mai mari, este pentru că m-am îngrășat. Tocmai ce mi-a scris o fată pe Instagram, no. nu te-ai pe mine, nu știu dacă mai găsești mesajul, dar re, ți ai, ți-ai făcut foarte mult, ești foarte umflată la față, ce-ți faci, ce fetiță, îmi pare rău să te anunț, dar am îngrășat multe kilograme și de aia sunt îngrășate. Nu, la dar ta. aici ești. Uh... Așa am fost mereu. Da, așa am fost. fost da, sculptat da, așa. Da, da, da. Și, și machiajul mă ajută. Da. Dar da. 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 cât costă o intervenție asta? Depinde. Nu-mi place mie să zic prețuri, că oamenii, știi. Uh, uh, hai să-ți spun o chestie. Oamenii care se uită la noi, poate că muncesc din greu. Dar poate sunt oameni care au bani și vor și nu știu. știu dar pot găsi oriunde pe Google cât costă orice intervenție. De ce să spun eu și să mă laud eu să pariu o. Dar nu știu. de laudă, nu? Da, nu. Cred că. Mă mai întrebau și pe TikTok cât a costat operația, da, cât e operația de abdominoplastie, că vrem să mergem la doctorul ăla, că vrem și noi, că vrem și noi. Și a spus, bă, fraților, v-am lăsat contactul lui? Da. V-am lăsat numărul fetei care se ocupă? Da. Întrebați, fraților, nu mă puneți pe mine să scot pe gură în online câte am dat eu mii de euro, pentru că poate sunt oameni ca mamii care muncesc de la 8 dimineața până la 8 seara pentru 25 de milioane, cât o fi salariul minim mediu pe economie. Cum se spune eu ăla care muncește de 10 ori mai mult ca mine? Că, hai să fie vorba între noi. Ok, m-am născut cu un talent că așa Dumnezeu. Eu n-am avut niciun merit pentru treaba asta, că l-am fructificat eu și că am muncit. Sunt de acord. Dar cum să zic eu lui unul care muncește pentru 25 de milioane, că am dat eu 200.000 de euro pe un ceas? Îți dau un exemplu. Cum să fac treaba asta? Am dat. Ce contează cât am dat? Mi l-am luat, e al meu, la revedere. Știu eu cât am dat pentru el, mi l-am dat. Nu am cum să spun eu în fața unor oameni pentru că mi se pare jignitor. Mi se pare că e o chestie de... de, de, de uh, că le mai văd pe astea pe la televizor. Am dat uh, 10.000 pe o geantă. Păi frate, ok, foarte bine. Să dea Dumnezeu să ți iei încă 100 de genți de 80.000 de euro, din punctul meu de vedere. Dar eu una, care mă gândesc la oamenii ăștia care n-au ce să mănânce, care mă gândesc la oamenii ăștia care n-au adăpost, care mă gândesc la animalele astea de pe stradă care sunt omorâte, Bă, măcar tac din gură, știi? Măcar nu zic că fac eu vreun bine, dar nici nu mă apuc să zic la televizor că dau nu știu cât pe nu știu ce. Poate chiar dacă dau. Măcar tac și zic, bă, nu dau sau nu vă spun. Că noi dacă nu lucrăm prin puterea exemplului, noi nu o să, nu o să schimbăm niciodată lumea. Noi avem pretenții ca alții să o facă, dar noi trebuie să facem asta noi, să începem noi. Uite, de azi noi doi Jorge, trebuie să facem ceva ca să schimbăm lumea. Putem să o facem. Chiar putem. Da, să fim exemplu. Da, logic. De ce să îmi spui tu mie acum, păi, am dat pe vericheta asta cu diamante 20.000 de euro? De ce? Cu ce îl ajută pe bunicul nu știu care de acasă că poate are pensia un leu? Eu zic că îi fac inimărea și atunci mai bine, tac, să fim liniștiți și să nu știe nimeni. Da. Frumos. Foarte mișto. O da. să ți spun ție după aia, după ce închidem camera. Dacă da. vrei să știi. Eram așa curios. Nu, 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 nu spune. La ne bine sau la greu? Mai avem una, două, trei, patru întrebări. Nu contează. Să te strângă pantofii toată noaptea la o nuntă sau să fugă cineva cu darul de la nuntata? ta? Îți dai seama că accept să-mi facă rând cu sânge? Deci să-mi facă pantofii ăia să -mi, să fie, să-mi să, scadă unghiile? Deci poate să-mi cadă unghiile, ore? Tu crezi că nu înțelegi? Cum să-mi fure darul? Doamne, păi și, și cum? După aia să mi se dezlipească așa unghiile pur și simplu așa ca și actibildul. Stau cu pantofii <laughs> aiate nu, până mi se umflă. Și a doua zi. Aia, a doua zi. Tu știi că am luat niște sandale, chiar i-am scris lui un domn. E un hotel unde, aici la în București, unde găsești mai multe magazine de brand. Și da, poți să zici că nu e La Marriott Așa. Și intru acolo la YSL și să-mi iau o pereche de sandale foarte celebre pe TikTok. Bă, toate. Ăla, așa, nu, cu... nu, 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 nu. așa, la fel de incomode. Nu alea cu cu scris, unele cu niște pietrice, barete pietricele. Le-am văzut pe la toate, toate astea, influencerițele, și eu. Are tocul cu gen ca fundul de la pahar nu, nu, așa, nu? Nu, 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 de... nu, sunt, sunt, sunt cu niște barete din pietricele. Sunt, ah, okay okay, da. ok, ok. Bineînțeles le probez, pe moment mi s-a părut așa un pic că bareta aia zici că e un fierăstrău. Dar am zis, mă, poate totuși se mai lasă, că știi cum e, că e piele, că l-am zis, doamne, că se mai lasă, că nu știu ce. Primul eveniment la care le-am luat Am crezut că mă sinucid Deci pe lângă faptul că acea baretă Era ca și cum ar trece trenul Efectiv peste picioarele tale Degetele Se ajung pe jos Îți transpiră talpa Îți rămâne ceva rău de tot Deci eu, deci eu am crezut că, că Și am făcut story și tiktok și a zis, vă rog din sufletul meu, nu vă luați aceste sandale. Și chiar mi-a scris omul de la magazin, ne pare rău, ați fost cam grăbită, trebuia să stați un pic mai mult cu ele în picior, să verificați dacă vă sunt comode. Domnule, zic data viitoare, voi ști. Deci să mă strângă pantofii, ca trecut prin asta. Mai <laughs> avem puțină figa. Să cânți alături de Bianse sau să câștigi un milion de euro? Vreau să zic sincer, o ador pe Bianse. Dar vreau să câștig un milion de euro. <laughs> și așa, vreau să zic sincer, Jorge, este cel mai bun performer al lumii. Mă duc eu, Ana Radu, când am o zi grea, acolo, lângă ea. Păi poate cânti altceva, nu? Păi cânt altceva, dar asta seama ce să cânti lângă, lângă fata aia. Doamne, nu să mai bine cu un milion de euro în buzunar. Și dacă o fi să fac din ăștia să i mulțesc, ajung eu și când cu ea liniștită. După aia îi zic eu, vezi că îmi dai tu bani. Bianse să cânți cu mine. Da. Da, drăguț. Deci dați-mi când pot să-l iau? <gâng> Acum. La... Ți-l dau universul, uite Să auzi ce gândesc bărbații sau să auzi ce gândesc femeile? Să ce gândesc bărbații. Să, sau un exemplu, să fii cu iubitul și tu să fii cu el de mână și el să se gândească, mamă, ce bună e blonda aia. Aoleo, nu mai supor pe asta de lângă mine, mă disperă. Aulo Păi și un imperator eros? Ba da, Bine, adevărul că nu ne-ar ajuta. Clar nu ne-ar ajuta să știm. Dar parcă, totuși, te ești curios să știi cum gândesc oamenii. Ce tu nu ai vrea să știi cum gândesc alții? Nimeni nu știu. Nu, eu sunt, sunt sătul de gândurile mele. Dar poți să mai auzi pe alții. Ok. Da, pentru amuzamentul meu, da măcar o săptămână, să vezi da, și tu despre ce, știi, să vezi în cine poți să te încrezi și în cine poți să nu te încrezi. Da, uneori nu. Ce ai... prietenul tot cel mai bun. Și el să zic că tu ești viața mea, Jorge, fac pentru tine, îmi dau un rinic și te auzi în când m-am unul supor ăsta, are ochi verzi și o toată viața mi-a dorit ochi verzi și face bani și nu știu ce. Da, posibil. Nu știu niciodată. Da. Deci să nu auzim nimic, nu? sau tu ai zis că vrei bărbații să vrei... da. bărbații. Obicei. Da, bărbații că, în general, vrei să auzi ce gândește partenerul tău, că la el m-aș raporta, nu? M-ar interesa să știu ce gândești tu despre mine, să fiu sinceră. Sau domnul pe care l-am văzut prima oară. Chiar nu mă interesează că... Cristi, ce gândești Christi... despre Oana? Ce gândești despre mine? De super. E, ok, votați-mă. Votați <laughs> deci așa că să știu ce gândește iubitul, soțul, să văd, bă, m-a înșelat. Bă, a fost cu vreuna. Îi place de cineva. Înțelegi? Să nu te sune o zi întreagă, iubitul, sau să-ți telefonul? Să nu mă sune. Alex, să nu mă sune. De ce să-mi spar telefonul? Nu-mi place că e tot e... Banu! Păi de ce să-mi spar telefonul? Că nu e că de ban, dar e că de ce să-mi spar telefonul să fac rău unui obiect de ce să fac chestia asta când nu mă sună o zi, îmi imaginez că a dormit toată ziua sau ceva și... Da, da, mai ești problema că ce faci în ziua aia? Aia e problema. Că tu nu știi nimic despre el. Dar dacă ai locația lui în timp real, find my iPhone, vă ajut eu, locația fetelor, trebuie să aveți locația lor în timp real. Locația, parolele, gata, e simplu. E obligatoriu să ai parolele? Nu. Decât dacă, decât dacă ești nebun. Dacă ești nebun, le ai. Dar asta cu locație e safe. Nu vorbești, dar știi unde. De ce ai stat 5 minute la farmacie? Aoleu. Păi că am luat uh, vată. Bine. Dă-mi video call să văd, glumesc. Da, hai că ești în stare. Da, sunt, sunt. <laughs> ce că glumesc, glumesc. Da, sunt, sunt, da. ea și face asta, da. Fetele mă înțeleg. Mă înțeleg, fetele. Și vă rog să comentați dacă sunteți nu de acord cu mine, fetelor. Bine că o relație trebuie să fie bazată pe încredere. Când se întâmplă situații de genul ăsta, e momentul să <coughs> închei. Da. Când simți nevoia să vezi mereu unde e, când simți nevoia să verifici cu cine a vorbit, cu ea da să facă fetele să nu mai fie așa? Să nu permită niciodată nimănui să ajungă în situația asta. Pentru că tu ajungi în situația asta când cineva sau ceva îți distruge încrederea în tine. Pentru că dacă eu mă cred superbă și tu mă faci să mă simt superbă, tu poți să fii cu încă 10 femei, că eu nu o să știu. Nu o să mă gândesc niciodată că ai putea să faci asta. Dacă tu mi implementezi mie în cap că sunt cea mai importantă pentru tine, cea mai frumoasă, cea mai mișto și că nu ți-ai dorit niciodată o altă femeie, eu nu o să te cau niciodată pe tine. Tu poți să-mi zici, bă, nu vin acasă trei săptămâni. Eu o să fiu sigură că tu în la trei săptămâni ai fost cel mai fidel bărbat. Dar dacă omul de lângă tine te critică, te face să te simți nașpa îți dă niște așa, senzații ciudate tu nu o să mai crezi în tine nimic și atunci o să fii disperată să vezi de ce se comportă așa de ce nu mă tratează cu afecțiune, de ce nu-i atent de ce nu-mi dă complimente de ce nu mă vede cât sunt de mișto decât? și de ce alții mă văd și el nu și atunci tu începi să cauți motive bă, s-ar putea să fie cu altcineva sau s-ar putea să-i placă de altcineva și în momentul ăsta tu începi să verifici, să sapi Hai să vedem. Cu ei da follow, cu cine ai vorbit, unde ai fost. Chestii care devin toxice. Între Sherlock Holmes la da. acțiune. Aș putea cu, cu ușurință să mă angajez la orice serviciu secret din orice țară. Aș prinde multe situații. Ai făcut asta? Da. Am făcut asta. Și regret. Regret că e o chestie foarte grea. E foarte greu să trăiești așa. E oribil. E oribil să-ți să ocupi timpul uh, pe care le-ai putea folosi în cu totul și cu totul alte scopuri, să cauți uh, mereu validarea că nu există nimic, să vrei mereu o certitudine că nu există nimic sau să vrei să găsești ceva ca să poți să pleci de acolo. Că e între două chestii. Hmm. Ori vrei să fii sigură că nu se întâmplă nimic, ori de fapt cauți motiv să pleci din, din situația respectivă. Dar tu, de fapt, când ai ajuns deja să faci asta, de fapt, e, e, e târziu. Când tu ajungi să faci din asta o obsesie și să-ți ocupi tot timpul tău căutând și săpând, e deja... trebuie să fugi. Trebuie să fugi. Dacă fetele sunteți acolo, fugiți. Pentru că nu vă duce nicăieri. Cu toată lumea în ce relație ești? Păi nu într-una fericită. Aș putea să spun și uh, spun și de ce. El a plecat când eram destul de mică. El a încercat să revină când eu mă, mă mărisem deja, dar a încercat să revină pentru un proces pe care eu îl câștigasem, să ne înțelegem că el trebuia să-mi dea mie niște bani din pensie alimentară și să ne înțelegem să-mi dea în tranșe când avea pe toți. Deci n-a revenit. N-a fost parte din viața mea uh, și o să spun acum niște chestii triste și fetele o să și băieții o să se regăsească. Eu, el îmi zicea că vine să mă vadă. Și mă trezeam de dimineața, mă pregăteam, îmi puneam ghiozănelul în spate și îl așteptam în fața ușii cu orele. Jorge și nu venea niciodată. Nu venea niciodată. Ba mai mult îl sunam, îl căutam la locurile de muncă pe care le avea, că el nu avea o relație cu noi din asta să știm unde îl putem găsi sau să știm adresa sau să știm... Că atunci nu era cu mobil, cu celular. Și nu dădeam de el. Îi punea pe colegii lui să facă mișto de mine. Da, da, era greu, era foarte greu Ulterior el a încercat să-mi explice niște lucruri Că nu s-a înțeles cu mami Asta era de la sine înțeles că de asta se despart doi oameni Dar eu n-am avut nicio vină Că am apărut, eu nu mi-am dorit să vin pe lumea asta Eu n-am decis Ei doi au decis pentru mine că eu trebuie să vin aici Și cumva E ca și cum tu cumperi un câine Bine, deși e o paralelă Nu chiar concretă tu E ca și cum îți cumperi un câine Și îl abandonezi îl lași pe stradă. Când cineva s-ar fi putut bucura de el. Și atunci de ce l ai mai cumpărat? Exact ca și cu un copil. Nu, nu am vrut eu să vin pe planeta asta. Ei doi au sunt împreună că vor să facă un copil. Ok, nu ne mai înțelegem. Că și tu ai uh, divorțat din câte știu. Asta înseamnă că ți-ai părăsit fica? Niciodată. Îți cauți fica? Mereu. O iubești? Total. Bun. Eu n-am trăit asta niciodată. Și nu am știut niciodată ce înseamnă noțiunea de tată. De asta cred că în viață am ales să stau în relații toxice și abuzive pentru că mi-a fost frica de, de, a, de, a fi, de a nu fi părăsită, frica de abandon. Și creierul nostru asociază relațiile toxice sau momentele astea toxice cu un confort. Bă, dacă nu mă mai cer cu el non-stop, eu nu sunt bine. Eu trebuie să fiu în cearta asta tot timpul, știi? Să fiu în chestia asta tot timpul. Cât de, cât de dur a fost și da. pentru da, un copil. Și, da, pentru mine chiar a fost. Și mereu mă întrebam de ce nu sunt suficient de bună. Ce-mi lipsește? De ce nu mă iubește? El zice că m-a iubit. Nu vreau să-l judec. Nu m-a căutat. Chiar nu m-a căutat. Acum, în ultimii ani, tot el a mai încercat să vină către mine cu mesaje, cu apeluri și așa mai departe. Dar nu m-a căutat când eu aveam nevoie. Când eu voiam să știu ce e la tată. Eu nu știam ce e tată. Eu auzeam, cum mi spune tu acum, bă, ai frate sau soră, nu știu dacă tu ai frate sau soră. De ca și cum te-aș pune să-ți imaginezi cum e să ai și tu să n-ai. Nu știi cum e să ai frate sau soră. Așa eu nu știam ce înseamnă să ai tată. Mie mi se părea că... că nu merg, că nu sunt suficient de bună. Da. Da. Ce m-a lovit asta, adică e foarte dură. Da, chiar. Și Pentru un copil să se întâmple treaba asta e chiar da. dureros și produce traume. Da. Da, e foarte, foarte dureros. Nu, nu dorești nimănui chestia asta, deși o avem și noi acasă, dar da. e mai complicat. Mai ales când și crești, atunci nu-ți justifici nici anumite acțiuni și da. încerci să înțelegi. E chestia aia că de ce nu mai iubiți sau de ce nu sunt suficient de bună? Da, ideea este că, nu știu, situația ta, însă la noi lucrurile erau diferite. Adică mami îl ruga să mă caute. Și se, nu știu, tot chinuia să-l găsească. Pentru că eu simțeam nevoia, aveam nevoie de el ca și parte în viața mea. Ma. Și el nu era. Nu era acolo niciodată. Și mi-au lipsit multe chestii de asta de multe ori îmi, îmi zic prietin bă, dar tu ești foarte băiețoasă, tu ești foarte, fii și tu o domnișoară, că eu mai vorbesc tare, mai zic că te o prostie pe gură, mai știi, nu, să așa chiar o fată foarte fină. Mă văd a fi foarte fină. Dar de ce trebuie să fim da, Normal, că, nu trebuie, normal că nu trebuie și... să fim la fel, că de multe ori mami, când eram mică și mă... făceam multe prostii, eu am fost cam rebelă și zicea, bă frate, tu parcă ești normală. Tu nu ești normală la cap, tu mai, mai, o să mă bagi în pământ. Și mami, nici nu vreau să fiu normală. E cel mai frumos compliment pe care poți să-mi-l faci. Nu vreau să fiu normală. De ce să fim toți normali? Vreau să fiu anormală. Lasă-mă pe mine așa cum sunt în lumea mea. Eu vreau să fiu anormală. Da, și revin la chestia asta că. Da, nu știu, ai Trebuie și nu trebuie să fim toți la fel. Dar chestia asta cu finanța, Admir foarte mult femeile care vorbesc rar, care vorbesc încet, care nu zic mereu neapărat ceea ce gândesc fără să treacă prin filtrul ăla. Știi că trebuie să ai o plasă. La mine plasa are, știi, ochiul cât borcanul. Se duc toate așa. Nu stau să bagă filtrul, bă, gândește de 10 ori, zici de 10 ori până când zici. Și din cauza că a lipsit el. Și a trebuit să fiu mereu partea asta de, de, băiat. Da, poate că așa ești tu oricum. Sau. Sau. Poate că așa ești tu din fire și asta nu e un lucru rău. Să, să fii autentică. Că până la urmă, asta înseamnă să fii unic să fii cum ești tu, cu adevărat și să nu ți mai pui filtre pentru că după aia nu ți mai trăiești viața la capacitatea maximă. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine te iubește și te place, te place așa cum ești tu. Cine te va iubi, Horhet, îți va iubi și îți va adora defectele. Păi le va iubi. Băi, se va părea genial că tu îți lași șosetele în mijlocul casei. I se va părea genial. Ok că îți va spune în fiecare seară, bă, să da, am sătura, să strâng șosetele din mijlocul casei. Când e singură, ar râde și s-ar gândi cu drag la tine. Asta înseamnă să te iubească cineva. Un om care vrea să te schimbe, înseamnă că de fapt nu te iubește pe tine, iubește o imagine pe care și-a creat-o în minte despre tine. Despre cum ai putea tu să fii, tu să ajungi. Și el, de fapt, se luptă cu treaba asta, cu, cu uh, a te schimba pe tine. Deci, eu cred că, ok. Trebuie să ne schimbăm. Când observăm că facem greșeli, că nu suntem suficient de buni la nu știu ce, la nu știu ce. Important e să o facem pentru noi. Bă, mi-am dat eu seama că am fost un om rău în situațiile respective. Vreau să mă schimb pentru mine. Nu vreau să mă schimb pentru că îmi spune Jorge. Sau pentru că mă amenință Jorge că nu mă mai iubește dacă nu fac asta. Oh, și câți părinți spun asta copilor? Și nu mă refer doar la părinți. Mă și, refer la parteneri. Și în cuplu, și da... Hmm. Oh, intrăm în niște discuții foarte ample și foarte lungi și e într-adevăr uh, uh, iubirea necondiționată până la urmă. Ori. Și există. Există, da. Dar e un lucru pe care l-am observat. E foarte greu să oferi iubire necondiționată când tu n-ai primit niciodată. Și asta e adevărat. Pentru că nu o cunoști. Dar ca să o descoperi, trebuie mai întâi cineva să ți-o arate. O arate. Eu am trăit-o. Mami mai bine condiționată. Deci ce dacă o sun acum pe mami, și spun așa, mami, i-am dat în cablu Jorge și asta e, o să mă duc la pușcărie, că pe moment, pe moment sunt sigură că mi-ar dat trei palme și n-ar vrea să vorbească cu mine un an. Ar fi extrem de dezamăgită. Dar după un an, mami ar fi zi de zi la, 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 la închisoare, la vizită. Deci, pentru mine, mami a făcut niște lucruri și nu jur că toți ne iubim mamele, dar iubirea necondiționată mi-a arătat -o. Vorbesc foarte serios. Deci am făcut foarte multe prostii. nu chestii grave, dar o supăram constant. Adică eram așa mereu, era mereu o mereu se, se gândea ce -o mai face, ce -o mai putea să mai facă. Ce făceai? Ce... Bă, la școală, glume, vorbeam mult în oră, făceam farse profesorilor. Tastea, astea, chestii rele. Nu știu, spărgeam obiecte prin magazine. Bă, boacă -ne. Bă, că nu făceam chestii la modul să mă ia de la poliție, ai furat sau te-ai drogat sau... Nu, n-am făcut asta niciodată. Dar și astea micile și dacă sunt multe și dese, crede-mă că te bagă da. rău, știi? În nebunești. Și cu toate astea a fost mereu, mereu, mereu acolo. Ce-ți dorești acum? Bă, Jorge, îmi doresc să... să fiu sănătoasă și să reușesc să ating cea mai înaltă versiune a mea pe cât posibil... Din perioada pe care o trăiesc. Atât. Nu-mi doresc nimic altceva. Și să se termine perioada asta grea prin care trec, că e cam grea și cam lungă și nu se mai termină odată. Și stai că e de-abia începutul. Și e de-abia începutul și aia e, dar... Uh, va fi bine. Sunt sigură. Cât timp ați fost împreună? Patru ani. Hm. Știu că pare da. poate puțin, dar e, e mult. Patru ani sunt patru ani. Da. Nu e chiar puțin, nici mult, dar sunt patru ani. Da. Și au fost chestii foarte frumoase și e normal să-ți fie greu să te separi. E foarte greu. Și cred că și lui e la fel de greu cum e și mie. De fapt, știu sigur că e la fel de greu. Să fiți liniștiți și să vă găsiți pacea și să fiți... Da, asta ne dorim și încercăm să, încercăm să ne uh, găsim așa liniștea. Multă baftă, Oana. Îți mulțumesc, mulțumesc, că ai fost aici la vorba lui și eu. Uh, simt că aș avea foarte, foarte multe de vorbit cu tine, însă fac o chestie pe care o fac intenționat. Vreau să mai lăsăm loc. Ca să mai venim. Da. Da, cu mare drag. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi la Vorba lui Jorge. Și ce aveți de făcut? Dați like, share, comentarii, așa cum v-a zis. Și comentarii, vă rog să comentați neapărat. sincer la ce v-am zis. Da, vă îmbrățișez cu drag, capul sus, nasul jos.